Interdicția de zbor între România și mai multe țări a fost prelungită până în 16 iunie pentru că guvernul a uitat să înscrie în HG privind starea de alertă data de 28 mai anunțată la instituirea primei stări de alertă. Pregătirile făcute de companiile aeriene pentru reluarea zborurilor internaționale începând de vineri 28 mai au fost în zadar, întrucât Organizația Europeană pentru Siguranța Navigării Aeriene a prelungit interdicția de zbor între România și Italia, Spania, Germania, Franța, Marea Britanie, Austria, Elveția, Belgia, Olanda, Iran, Turcia și Statele Unite până în data de 16 iunie, orele 23:59, ora României. În consecință, toate zborurile anunțate sunt anulate, iar companiile care aveau zboruri programate începând cu 28 mai spre țările cu interdicție și-au anulat călătoriile și vor comunica în perioada următoare această situație pasagerilor. Situația a fost generată de o modificare făcută de guvern în textul hotărârii adoptate în data de 14 mai, când a fost introdusă starea de alertă prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cea din 18 mai, când s-a emis o nouă hotărâre privind instituirea stării de alertă, având la bază legea 55 din 2020. Ulterior, prin hotărârea de guvern din 18 mai, în baza legii 55 din 2020, guvernul a uitat să mai precizeze că prelungirea măsurii de suspendare a zborurilor este valabilă până în 28 mai.